Suntem de la Editocnița și oferim serviciul Flori pentru tine. Cunoaștem că astăzi dumneavoastră sărbătoriți un jubileu de aur. V-am adus acest coș cu flori și șampanie. Și mai avem pentru dumneavoastră o surpriză dulce, o tortă, iată, care ne ajută. Nu o să pot. Și nu vă întrebăm, până ce o fi, nu vă întrebăm dacă intuiți din partea cui este surpriza. Căci înainte de toate vrem să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră. Cum trăiți? Bine, bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Ne isprăvim și cu lucru, și cu casa, și cu tot. Am trei băieți și o nepoțic, care o numim Arina. Dacă ar fi să spuneți mulțumesc, alegeți trei persoane, cui îți spune în primul rând, pentru ceea cine sunteți dumneavoastră astăzi, pentru realizările din viața dumneavoastră, cui îți spuneți mulțumesc? În primul rând, îi mulțumim la părinți care nu-s, care ne-a dat viața, a doilea rând soții și la copii. Asta e. Dacă aveți așa o posibilitate să luați viața de la început, dumneavoastră ați schimbat ceva? Sunteți mulțumit de viața pe care o trăiți acum? E clar că nu, soția e plecat peste hotare și nu suntem împreună. Da, cred că s-a recuperat. Știți de ce v-am pus aceste întrebări? Pentru că doar un om fericit știe să iubească. Un om fericit știe să spună mulțumesc. Un om fericit trăiește în armonie cu sine. Și de ce vă urăm și noi ca în jumătate de secol să vă considerați cel mai fericit om de pe acest pământ. Pentru că și soția dumneavoastră a venit ca să vă considerați astăzi într-adevăr cel mai fericit. Mulțumim! Sănătos, să ai bucurii de la copii, de la nepoțic, să ne aștepți acasă și sănătate la toți. Și dumneavoastră mulțumesc frumos de bucuriile care le aduceți oamenilor. Mulți ani și succes! Mai avem la domnul Grigorie întrebarea. Deja ați intuit din partea cui? Cine a solicitat serviciul nostru? Niodată minte, damoc, finii. Le doresc mult sănătate și le mulțumesc din suflet la tățul Finu Sașa, Fina Carolina, la băieți, Alexandru, Valentin. Ascultați mesajul care este pentru dumneavoastră, care l-am primit de la Fini. Fie ca în această zi emoțiile plăcute și cele mai frumoase urări de bine adresate ție, nașule, să risipească orice umbră din sufletul tău, să-ți lumineze chipul și să-ți aducă în dar de la noi, de peste mări și țări, un braț de clipe fericite. Te stimăm mult și din suflet îți spunem la mulți ani cu sănătate, noroc și fericire. În familie să păstrați mereu candela iubirii aprinsă, ca să vă lumineze drumul vieții în fiecare zi, pas cu pas, încă o jumătate de secol. La mulți ani, nașule! Acest mesaj este semnat de familia Stanilă, Alexandru și Carolina, finuții Valentino și Alessandro, care vă urează mulți, mulți ani înainte și vor ca astăzi să aveți cele mai frumoase clipe. Îi mulțumim încă o dată la teți, la soții, că ne-au făcut o surpriză tare, la băieți și la tăte neamuri. La casa cu omenie să pot aduna și-o mie, să pot aduna și-o mie, măi mă, la casa cu multă sfată și de lăcatul la poartă, și de lăcatul la poartă, măi mă, nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția, nici banul, nici avuția, măi mă. Să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie.
vreau să le mulțumesc. Au fost tare mari emoții. Le doresc și lor mult sănătate, bucurie, fericire în familie. Și la băieți să asculte de părinți și numai bine. Eu tot vreau să le mulțumesc frumos de surpriză. Sunt foarte atenți în privința asta. Îți urez sănătate, bucurie în familie, să aibă și ei stima așa de la fiini, cum avem și noi de la fiinii noștri. Sănătate și numai bine, succes și multe împliniri în viață. Mulțumesc și la toți care sunt astăzi prezenți. Mai avem o pereche de fiini, soră, rude, cuscri. Și mulțumim la toți că s-au adus aminte de o așa dată importantă soțului și astăzi sunt prezenți. Au să fie prezenți, cred că de seară la masa de sărbătoare mai mulți, dar oricum, mulțumim mult la toți și mulțumim mult și dumneavoastră încă o dată pentru serviciul care îl faceți, fiindcă într-adevăr aduceți niște emoții foarte, foarte pozitive. De multe ori chiar privesc și plâng emisiunile dumneavoastră. Aduceți niște emoții pozitive și niște surprize, într-adevăr, care ating la sufletul omului. Să trăiți și să faceți mai departe meseria care o faceți, fiindcă e foarte plăcut. N-aș da omenia mea, măi, pe averea altuia, măi, pe averea altuia, măi, măi. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția, nici banul, nici avuția, măi, măi. Cine-i om de omenie, se cunoaște dintr-o mie, se cunoaște dintr-o mie, măi, măi. Să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie.